Salutare băieți și bine v-am regăsit la un nou episod. Când ajungem la casă? Da. Mai avem un kilometru și ceva, cred că nu știu. Suntem pe la școală aici. Mamă, gă... Ia să-l întrebăm pe băieți. Să-l întrebăm pe italianul, băieți, să vedem ce zice. Vă salut băieți și bine v-am regăsit la un nou episod de 5M. Suntem cu italianul aici, cu Bebs și cu Cătălina. Ia să-l iau. Păi îți dai seama, cred că a avut să scrie. Măi, nu oprim în jocul drumului, măi, italiene. Păi m-a murit motorul, nu știu. Mai oareu și la automat îți moare motorul. Nu e automat, e manual asta, nebună. Mai lasă telefonul ăla, stai numai cu el în mână. Nu e de vreo. Dă-ți seama că acum șterge toate numerele de la gagicilele care le căutau și nu. Să-mi dai numărul tău. Se face băiat de casă acum. Păi da. I-a zis dacă mă pune naș. Da, eu cerci matizul care au luat foc. Ce matiz? Da, matizul. V-ați îmbrăcat, domnule? Nu m-am îmbrăcat, că n-am avut timp, dar mă duc. Mă duc și mă îmbrăc, nu-i problemă. Ah, ok, am crezut că v-ați îmbrăcat mai așa. La modă. Ia spune cât. Stai. 0724 210 001. Și eu vreau să adaug. Stai, tu mai spune o dată. 0724 210 001. Mai începe o dată. Nu așteaptă, așteaptă. Totule. Îți pot zice? Da. 0724 210 001. 3 de 0? Ia, 0724 210 001. Bă, băi, nu mă trec. Cu 3 de 0 sau cu 1? Cu 3 de 0. Da, mă, leu. Bă, de ce nu l-ai notat, mă? Păi, nu știu care n-ați notat, că deja am primit un apel de aici, ia. Eu l-am notat. Bă, știi ce-i numărul acum? Aoleu, stai așa, că acum îmi primez numai mesaj. Bă, știi ce-i numărul acum? Fiți atent, băieți, aici, fiți atent. 0724 210 001. Perfect. Hai, bine. Gata? Vrei să-ți spun pe al meu acum? Nu, e ăla cu 728 la sfârșit, da? Da. Bebs, ce faci, măi, Bebs? Ești bine? Bine, da. Că gărit de cât... Bă, dar ce-o zi a plecat? Cred că s-a dus să curcă ceva. Rămâneți puțin aici, că mă duc să rezolv acolo, în cameră. Mă bag pe felie, băieți, ce ziceți? Să mă bag pe felie peste italianul, băieți, sau îmi văd de treaba mea? Ce ziceți? Acolo trebuie să dau jos. Ia spuneți-mi, băieți, să-mi lase toată lumea comentariu. Mă bag peste italianul acolo sau îmi văd de treaba mea? Mobilează ca... Ia să-mi spuneți, băieți, comentariu. Bum. Bagă-te. Nu, dă-i pace. Aolo, ce-ai făcut, bebe Moise? Ce ai făcut, bebe Moise, că ai șters patul la oameni, aveau și ei un pat drăguț. L-ai făcut să nu mai fie. Stați așa, băieți, că acum trebuie să... Aoleu, mă sună. Aoleu, mă sună, băieți. Alo, da? E ok. Poftim? Nimic. Bă, m-a prins, cred că m-a prins. Bă, m-a prins, băie.
Păi eu nu pot să șterg ăsta de aici, bă, băieți. Cum fac să șterg? Să nu mai merge sterg de aici. Păi cum fac, mă, să șterg, băieți? Trebuie să pun patul peste. Că nu mai merge să șterg. Mamă. Trebuie să le pun patul ăsta, băie. Bă, cum să fac, mă, băieți? Că se vede la rămas acolo, bă, frate, n-am putut să-ți... Hai că merge să te sui. Bă, a rămas un pic muștiucu. Hai de... A rămas puțin muștiucu, băieți, dar nu se vede așa tare. Este că nu se vede... Ai de capul meu, am rezolvat problema aia. Nu înțeleg cum a putut să mă sune așa repede. Și cu voi. Da, da. Putem să ieșim, da. Am rezolvat problema în cameră, să știți. Ia, mă, să vedem. Hai, putem să mergem să vedem, da? Asigur că da. Ce aș merge și eu. Ce râs, măi, Babs? Nimic. Ha? Râdeam. A, că mi s-a părut că râzi. Gata, mă, v-ați pregătit? Eu da, sunt deja pregătit. Am început. Am știut. Suntem gata. Ne l-am stăcat de cea. Mamă, dar ce cineva. Bine arătați aici. Babs, dar tu nu te schimbi, mă? Mă duc și eu, e mai complicat. Da, mă... Când se face nunta? Acum! Ah, pe momentul când mă schimb. Facem mare nuntă! Wow, wow, wow. Să facem nunta lui italian, băieți! Uite-vă că s-au schimbat și băieții! Tot așa plin de sânge sunteți! Spălați-vă și voi! Tot e bine și aferul, tot e... Vedeți că e apa asta aici, bălăciți-vă puțin în apă! Mă duc să mă schimb, Beb! Du-te, Beb, du-te! Du-te, du-te! Ce aș veni cu tine! Ce, mă? Mă duc până în casă să văd ce se întâmplă. Nebebe, ce are acolo, bebele? Da, da. Și mă, că am doar picioarele cu tocurile astea, că de azi dimineață sunt așa, văd că nu te-am mai începe. Bebe, să... Da, poftiți, nici n-am fost atent că sunteți aici. Ce s-a întâmplat? E problemă. Ce problemă? Păi, sus, patul ăla, nu știu, e nou, nu e nou, lenjeria ar trebui schimbată, că ceva dubios pe acolo. Păi, cine a folosit? Am văzut-o și eu, băi, am crezut că voi, gen, și că de-asta era el așa, păi fericit, că fată mare, că... Si, patul ăla nu era așa. Și lingeria e cam... Scelic. Cred că ai montat tu un pat acum, nu? Și ai aruncat cineva pe el. Ah, cred că sunt petale de trandafir sau ceva. Da? Am vrut așa. Să pun așa câteva și apoi am zis, ia mă, ce mă, pun eu da. Dacă nici măcar nu-i pentru mine și nu, na. Da, unde este linguar, mă? Linguar este la țară. La țară? Da, da, s-a dus cu polițista la țară. Aoleu, poate să vezi că vine FBI-ul după el, în jandarmerie, mascații. Hai că nu-i chiar așa. Și voi nu v-ați întins puțin în pas să vă liniștiți, că acum e seară și afară? A fost mai devreme, dar mă cam doar picioarele de la tocurile păi astea. Păi de asta zic, vă puneți și voi puțin în pat. Mai durează puțin cu nunta, mai durează puțin. Da. Atunci, păi să ne chem. Hai, mergeți liniștiți acolo în pat, că venim și noi. Auzi, domnule? Da. Știi cât am venit atât? Vino, vreau să-ți arăt ceva.
Ce anume? Când am venit atunci și te-am adus lumânările înapoi, vezi? 4 la număr, sunt acolo, da? Da, da, să știi că erau 5. 4 erau. 5, mai era una mică roz aici, în mijloc. Nu-mi aduc aminte, probabil că am pierdut-o. Aia mică și jucăușă. Dar știi că și în cutia asta la fel, dar numai că sunt cam uzate, adică n-am putut să fac absolut nimic aici, le-am lăsat acolo. Cum adică uzate? Păi sunt prea folosite, adică deja le zic. Sunt aprinse, vreți să ziceți. Sunt arse, cum ar veni. Sunt, doar fitul a rămas. Am înțeles. Bă, ce râzi mă acolo sus? Mi-are cărniță de lopele. Ce nu... ce... Mama, a venit câinele vecinului. Am spus că nu mi-are cărniță deloc pe ele. Cine? Lumânările de aici din cutie. Aolo. Da. Frumos telefon aveți, să știți. Da, da, mulțumesc. L-am luat de la Manet, că era mai ieftin. Mă duc sus să-mi dau și pantofii ăștia jos, că nu mai pot. Da, da, bine ar fi și nu dau pantofii, da. Mă duc să fac un duș și vedem. Băieți, o să trească să opresc acest episod aici, pentru că urmează să am niște musafiri, băieți, și trebuie să-l opresc aici. Vă mulțumesc frumos pentru vizionare, rupeți butonul de like dacă vreți să vedeți în continuare ce se întâmplă cu italianul și cu ce mai sunt pe aici. Mă pun aici jos să dorm. V-am pupat, pa!